Industria anunților este o afacere de 21 de miliarde de dolari. Cuplurile se simt presate să aibă cea mai mare nuntă posibilă. De la cea mai scumpă ceremonie până la cele mai extravagante rochii de mireasă, sumele pe care unii oameni sunt dispuși să le cheltuie în ziua mare pot fi impresionante. Cea mai scumpă nuntă? 55 de milioane de dolari a fetei magnatului oțelului Lakshmi Mittal în 2004, omologată de Guinness Book. Între timp a divorțat. Mittal plătise în 2001 70 de milioane de dolari pe combinatul de la Galați. Avem, divorțat până la urmă. A divorțat, da. A fost cea mai scumpă nuntă, a marcat, a făcut recordul, da. Vorbim de recorduri destul de des în ultimele zile aici la Ce câștigați, ultimul fiind cel cu 10.000 de pizza cumpărate cu un bitcoin. Bun. Îți place. Ajustată la inflație, ăsta. Da. Ajustată la inflație, cea mai scumpă nuntă din lume a costat echivalentul a 100 de milioane de dolari, era nunta prințului încoronat din Abu Dhabi. Acolo poate sumele astea nu sunt atât de exagerate, având în vedere că ei licitează cu 10 de milioane de dolari pentru un număr de înmatriculare la mașină. Cu cât este mai aproape de unul, cu atât este mai scump. Cea mai scumpă roche de mireasă a valorat 6 milioane de dolari. Cât ai fi tu dispusă să plătești pe roche de mireasă? Cât se poate până la urmă, da? Depinde de roche. Dacă îmi place rochea, o plătesc. Depinde de portofelul mirelui. Exact, și asta e adevărat. Că, na, până la urmă vrei o mireasă frumoasă, plătești pentru asta, doar nu mă căsătoresc singură, nu? Poate facem o chetă comună. Totuși, da, prințul încoronat din Abu Dhabi a avut totuși 6 zile și 6 nopți să petreacă și să ia miresei cea mai frumoasă roche. Bine, asta e doar o seară, că doar într-o seară porți rochea de mireasă, ca femeie, bineînțeles, dar petrecerea e mai lungă. Slabe, nu trebuie șanse să fie să o zi. Purtat 6 zile în continuu. Dacă e ajută de scumpă, poate a obligat-o într-un fel sau altul să o poarte, că n-a ce facem cu ea. Avem și cel mai scump tort de nuntă, bineînțeles, 80.000 de dolari pentru nunta prințului William cu Kate Middleton. Cel mai scump buchet de nuntă, 125.000 de dolari pentru o nuntă din Vietnam. Deci toate acestea, da, trebuie să fie scumpe și de calitate. Nu putem să dăm mai mulți bani doar pe roche, dar pe tort nu. Totul trebuie să fie la o calitate înaltă. Să vorbim și de cel mai scump inel, 8,8 milioane de dolari. Aici sunt de acord, până la urmă este o bijuterie. Știm că bijuteriile și... mă rog, în funcție de bijuterie, dar știm că este o piață de lux care este costisitoare. Dăruit de Richard Burton lui Elizabeth Taylor. Cea mai scumpă invitație de nuntă a fost făcută cu 4.000 de dolari. Și avem și o invitație destul de scumpă de nuntă, că nu se putea altfel. 4.000 de dolari pentru nunta fetei miliardarului Mukesh. Exact. Ambani, cel mai bogat om al Indiei. Exact. Cel mai scump fotograf, Joe Busick, a încasat 170.000 de dolari pentru o nuntă în Veneția. Și cea mai scumpă trupă pentru nunți, The Rolling Stones, exact. 6,2 milioane de dolari pentru un show de 90 de minute. Practic, a fost și concert și nuntă pentru nuntași. Avem și un invitat cu opinie la nivelul invitațiilor de nuntă, exact. Și al inelului și al tortului. Hai să vedem despre ce e vorba. Mergem la Cristina Horotan, wedding planner la Bon Mariage. Bine ați venit! Bun găsit! Bună! Bine avem v-am găsit! Un subiect foarte interesant și vrem să știm care sunt tendințele pe piața din România, care sunt cele mai extravagante solicitări, ce mai este în trend când vine vorba de ziua cea mare. Să știți că și românii sunt foarte petrecăreți și sunt foarte conectați la ce se întâmplă peste meleaguri și vor să fie din ce în ce mai aproape cu ce fac și vecinii noștri. Prin urmare, avem din ce în ce mai mult solicitări mai extravagante. Comun, principalul subiect comun este faptul că toți își doresc natură. Și sunt foarte multe cereri pentru nunți în natură, mai exact în pădure, la fosta locație Pădurile Regale, unde vegetația este considerată a fi acum un lux, ca să zic așa. Și în felul acesta toate serviciile care se cooptează sunt în zona aceasta, adică să pară totul natural, dar la bugete
superioare. Bun, în materie de cheltuieli, cam cât cheltuie un cuplu care vrea să se căsătorească pentru o nuntă pe care noi o putem încadra în capitolul extravagant? Păi, începând cu 100 de euro de persoană ar veni, dar se poate ajunge chiar și la 250 de euro per meniu, ca să spun așa, meniu, care da. Include și toate celelalte servicii. Dacă se dorește ceva și mai extravagant, chiar se merge la ideea de a, ca nunta să aibă loc într-un cort de sticlă, în natură, evident, unde serviciile cooptate sunt pe măsură. Adică se poate veni cu elicopterul, totul este la un alt nivel și evident costurile sunt din ce în ce mai ridicate, pentru că aici vorbim și de bugete mari referitor la fotovideo, referitor la flori și tot ce ține de organizare. O întrebare din partea casei, care ar fi cea mai potrivită sumă să o dai ca nuntaș la o nuntă extravagantă? Să zicem că știm cât a costat meniul. Da, de multe ori invitații nu au de unde să știe cât a costat meniul, pentru că nuntașii este necesar să înțeleagă că pe mir nu i-a costat doar meniul, pentru că peste meniu se adaugă și toate celelalte servicii. Cum spuneam, dacă se dorește să organizezi evenimentul la un cort de sticlă, unde ai toalete de lux, ai partea de setup, mese, scaune, candelabre, opulente, adică formații iarăși dintre cele mai scumpe, nuntașii ar trebui să-și dea seama că s-a investit mult mai mult decât cât costă meniul în sine. De regulă, la astfel de nunți, darul pornește de la 500 de euro de persoană. 500 de euro, bun. Așa ar fi frumos. Așa ar fi frumos. Acum fiecare da. După posibilități. De la ei atâta, de la Dumnezeu mai mult. Bineînțeles, corect. Dar de obicei nuntașii cam apreciază în funcție de ce văd acolo și își dau seama că au formație de top, au un meniu foarte fine dining, să spunem așa, sau ținutele lor sunt de top, designer și așa mai departe. Adică îți cam dai seama că mirii au investit foarte mult în evenimentul lor. Bun, Cristina, îți mulțumim frumos pentru răspunsuri și pentru timpul acordat.